Bucuroși de oaspeți! Astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, când covorul multe culori se așterne la picioarele oamenilor, aici, în această minunată familie, este mare sărbătoare, căci își sărbătorește ziua de naștere, cea mai bună, cea mai scumpă, cea mai iubită, cea mai dragă, măicuță, bunicuță. Doamna Ludmila, poate că de dimineață ați mai primit mesaje de felicitare în adresa dumneavoastră. Iată că și noi ne alăturăm la toți predecesorii noștri și vă dorim tot binele din lume. Și v-aș spune așa, dintr-o mie de flori colorate, dintr-o mie de flori parfumate, una este cea mai importantă, trandafirul vârstei dumneavoastră. Fie ca această floare să vă mențină sănătatea, fericirea, bunăvoința, o viață lungă să trăiți cu multă demnitate, să aveți doar bucurii și succese în toate. Norocul, fericirea să nu vă părăsească, iar dragostea și iubirea mereu să vă însoțească. Ce putem să mai dorim în asta viață zbuciumată, decât un trai împărătesc și multă, multă sănătate. Și să dea Domnul ca cei dragi sufletului să stea cât mai mult aici, acasă, în preajma dumneavoastră, iar îngerul păzitor să-și deschidă larg aripile și să vă călăuzească orice pas ce-l veți face în continuare, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți, cine a solicitat felicitarea? Eu mă gândesc. Haideți să vedem! Țineți această tortă pentru masa de sărbătoare! Avem un buchet frumos! O șampanie care îl rugăm pe soț să o țină, da? Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Scumpa și bună, astăzi din nou îmi este greu să cuprind într-un mesaj toate gândurile și sentimentele pe care le am față de tine. Doar depărtarea știe cât de complicată este despărțirea. Vreau să-ți reamintesc că te iubesc mult de tot și mulțumesc lui Dumnezeu că am devenit fiul tău. Îți mulțumesc pentru dragostea ta necondiționată, pentru răbdarea nemărginită, căldura uimitoare și sprijinul infinit pe care mi le oferi în fiecare zi. Ești cea mai bună mămică din lume, ești comoara mea. Astăzi, când la buchetul vieții adaugi al 7-10-lea trandafir, am ajuns să scriu doar de departe, cu lacrimi în ochi și cu un gol în suflet. Regret că nu te pot îmbrățișa în cea mai specială zi din viață. Viața ne-a împrăștiat prin lume, ea desparte suflete și tot ea le și unește. Îți mulțumesc pentru fericirea de a fi copilul tău. Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc că existi. În această zi specială, împreună cu familia mea, ne rugăm la Dumnezeu să te țină sănătoasă și puternică, fericită și liniștită și tot ce este cel mai bun să-ți ofere ție, pentru că le meriți pe deplin. Lasă razele calde ale soarelui să-ți încălzească mâinile, zâmbetul tău să ne bucure ochii, iar norocul să-ți urâde oriunde. Casa să-ți fie mereu caldă și confortabilă, să împarți bunătatea ta cu cei din jur, iar sănătatea să meargă pas în pas cu tine toți anii. Rămâi mereu atât de bună, apreciată și specială, să ai parte de tot binele din lume. Îți urăm să fii fericită, apreciată și mereu cu zâmbetul pe buze, să te înconjori de oameni buni și valoroși, alături de care să creezi momente cât mai speciale. Ne cerem iertare că în așa o zi importantă nu suntem alături, dar cu sufletele și gândurile suntem aproape. Te iubim enorm.
acum, la mulți ani, cu multă dragoste și dor, vine feciorul Alexandru, nora Elena, împreună cu nepoțelele Emilia și Zorina. Felicitări dumneavoastră, la mulți ani! Și știți că poate prin intermediul nostru sunt și ei, aici, acasă. Puteți să le transmiteți un mic mesaj? Mai vorbim într-o ziua. Într-o ziua vorbim, vă mulțumim. Foarte mult. Din suflet, emoții, ne plin. Mulțumesc, mulțumesc mult. Noi vă dorim o zi cât mai frumoasă, o sărbătoare pe cinste și să știți că peste 30 la 100 noi mai venim odată. La mulți ani, doamna Ludmila, la mulți ani! Mulțumesc.